Declarația primarului Nicolae Barbu, potrivit căreia un parlamentar giurgiuvean contestă licitațiile pentru Maiorescu, rămâne învăluită în mister, chiar dacă din când în când mai oferă câte un indiciu, în loc să facă lumină și să nu mai lase loc de interpretări în ceea ce privește numele demnitarului, Nicolae Barbu se ține de glume. Dintr-o bucată de carton a decupat o siluetă masculină și a împopoțonat-o cu inscripții și indicii despre profilul misteriosului parlamentar. Așadar, vorbim de un deputat sau un senator originar din Giurgiu, care nu se mai regăsește în propriul partid și care pe 16 februarie s-a întâlnit la ruse cu un alt parlamentar. Mai adăugăm și noi că are firmă de construcții și nu este femeie. Profilul acelui politician este parlamentar, este originar din Giurgiu, deci originar din Giurgiu. Oraș sau județ? Dom'le, din Giurgiu. Ce vreți dumneavoastră? Județ, oraș? E Giurgiu. Asta este necazul că și orașul, municipiul de județ se suprapune ca nume cu județul. Asta este. Nu se regăsește în partidul lui. Și acum mai vă dau un indiciu. Că mai veni cu un indiciu. În fiecare săptămână mai vin cu un indiciu, așa. Că poate. Acel parlamentar, pe data de 16 februarie, duminică, s-a întâlnit la ruse cu un alt parlamentar, tot original din Giurgiu, și tot care nu se regăsește în partidul lui, se regăsesc așa, nu știu. Deși atât presa cât și politicienii giurgiuveni își dau cu părerea despre demnitarul învăluit în mister, primarul Nicolae Barbu spune că nu îi va pronunța numele decât în situația în care acesta va contesta în instanță licitația pentru începerea lucrărilor la Colegiul Maiorescu.